Iată că nu ne potolim cu mâncarea și cum ne place nou să spunem de fiecare dată că o urâm și o iubim în același timp pe prietena noastră Cezara. Ea ne gătește în această dimineață, ne arată rețeta de la chiș cu somon și broccoli. Bună ziua, dragilor! Suntem în continuare la ediția festivă pe canalul de YouTube și astăzi o să facem împreună ceva ce nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion, și anume un chiș cu somon și broccoli. De ce zic că nu trebuie să lipsească de pe masa de Revelion? Pentru că știm că tradiția spune că e bine să mâncăm pește. De ce? Ca să ne meargă bine tot anul. Astfel că vin la voi cu această rețetă care nu trebuie să lipsească în seara de Revelion de pe masă, dar eu zic că puteți să o faceți și pentru masa de Crăciun. Haideți să vedem de ce o să avem nevoie. Vedeți aici multe ingrediente, dar să știți că ușor, ușor ele o să dispară. Rețeta se face foarte, foarte simplu și sunt convinsă că toți invitații o să fie super impresionați de această bunătate. Iarăși e ceva ce poate fi servit la aperitiv, da, rece, sau ca fel principal cald. Ok, să vedem de ce vom avea nevoie pentru rețeta de astăzi. Pentru blat vom avea nevoie de 250 de grame de făină, 125 de grame de unt foarte rece, un ou, 4 grame de sare și câteva lingurițe de apă foarte rece, eu o țin la frigider. Și astfel formăm aluatul, baza chișului nostru. Dar bineînțeles, dacă nu vreți să faceți aluatul singur, dar ați văzut că e foarte simplu, găsiți și aluat special de cumpărat la magazin. Mai departe, umplutura. O să o avem formată din 200 de grame de broccoli, dar și aici, dacă vreți să folosiți spanac sau sparanghel, aveți toată libertatea. O să folosim 200 de grame de somon proaspăt, 100 de grame de somon afumat și o să vedeți că această combinație o să vă cucerească, somonul proaspăt cu cel afumat. Vom folosi 100 de grame de brânză, puteți să folosiți feta sau telemea, eu am astăzi telemea de oaie, 50 de grame de parmezan, o ceapă roșie mai micuță sau o jumătate de ceapă roșie mare. Apoi, la final, după ce facem umplutura, o să punem un sos peste toate aceste bunătăți. Deja înghit în sec, mi-e foame, da? Abia aștept să-l savurez. Și o să avem nevoie de 180 de ml de lapte, 180 de ml de smântână de gătit, o lingură de făină, aproximativ 10 grame de făină și 3 ouă. Bun, și bineînțeles, sare și piper, da? O să folosim pentru a da gust mâncării noastre, iar la final o să decorăm și cu puțin rozmarin proaspăt, care miroase divin! Mai întâi o să ne apucăm să facem aluatul pentru chișul nostru. Așa, m-am îmbrăcat festiv, bineînțeles, că așa ne îmbrăcăm la ediția de Crăciun, dar o să am grijă să nu mi-n moi mânecile în mâncare. Untul trebuie să fie foarte rece. Ca să amestecați untul cu făina, puteți fie să-l dați prin răzătoare, fie să-l tăiați cu bulețe. Să iau și sarea. Perfect. Bun. Eu o să tai untul cu bulețe și după aia ușor, ușor sfârmați untul în făină până când începe să se lege, apoi adăugăm oul și vedem de câtă apă mai este nevoie, 2 sau 3 linguri. Iar apoi acest aluat trebuie să stea la rece pentru 30 de minute, da? Ca să se închege bine și după aia îl dăm la cuptor. O să obțineți un aluat așa, sfărâmicios, da? Nu vă speriați, e firesc, așa trebuie să fie. Iar apoi o să punem un ou ca să se lege. Să iau un ou de aici și îl punem peste și începem să amestecăm. Teoretic ne trebuie aproximativ 50 de grame de ou. Asta înseamnă un ou mediu
Dar de asta zic, în funcție și de cantitatea de ou, o să difere probabil cantitatea de apă. 2-3 lingurițe. Linguri. Ok. Și acum continuăm să amestecăm și după aia, v-am zis, o să îl dăm la rece. Aluatul nostru. Sau dacă vreți, aveți și o mașinărie specială care să vă ajute să faceți aluatul de tartă. E foarte simplu, puneți tot ce e nevoie acolo și imediat e gata. Noi deocamdată mergem pe varianta manuală. Aluatul nostru este gata, o să stea la rece pentru 30 de minute, da, ca să se întărească înapoi untul. O să-l punem într-o punguță sau o folie de plastic și îl băgăm la rece. Ne vedem puțin mai târziu. Am scos aluatul de la rece, da, s-a întărit, o să fie un pic mai greu de lucrat cu el, nu vă speriați că el ușor-ușor o să fie mai maleabil, da, și mai întâi pregătim aluatul. Apropo de tavă, puteți să folosiți fie așa o tavă de plăcintă, de chiș, sau puteți să folosiți și o tavă înaltă de prăjituri, este strict alegerea dumneavoastră. Aluatul de tartă este gata, cuptorul trebuie să fie preîncălzit. Îl lăsăm pentru 25-30 de minute la 180 de grade. Eu o să-l înțep un pic, dar dacă vreți, puteți să puneți deasupra o foaie de copt cu fasole sau sare sau ceva ce poate fi dat la cuptor ca să nu se umfle crusta. Da? Eu nu fac asta întotdeauna, dar vă zic că aveți opțiune, dacă vă doriți. Ok, la cuptor cu ea. În timp ce se face crusta noastră, noi pregătim umplutura. Brocoliul îl vom pune la fiert. Eu am pus deja apa la fiert, apă cu sare. Și îl lăsăm pentru aproximativ 5-6 minute. Cum v-am zis, avem aici 200 de grame de brocoli. O să-l mai tai buchețele și oricum îl mai tăiem după aceea, după ce s-a fiert. Iar apoi voi tăia ceapa și o voi carameliza. Iar somonul nu trebuie gătit în niciun fel, se va face direct la cuptor. Ok. Ceapa este la caramelizat, brocoliul nostru fierbe, iar acum o să tăiem și somonul. Eu o să-i scot această piele și după aia îl tai cubulețe. Și pe cel afumat, fâșii. Verificăm dacă s-a fiert brocoliul. Ceapa este aproape caramelizată. Și o să pregătesc și sosul care va veni turnat peste toată această bunătate de aici. Și o să amestecăm ouăle cu făina, da, o lingură de făină, laptele și smântâna de gătit. Lăsăm să se răcească puțin, ca apoi să putem să îl tăiem. Ce frumos miroase! Abia aștept să mănânc chestia asta și sunt convinsă că și vouă o să vă placă foarte mult.
aluatul nostru este gata, baza chișului, da, blatul, putem să-l scoatem de la cuptor. Îl lăsăm să se răcorească puțin înainte să punem toate ingredientele pe el. Brânzica o să o sfărâmăm și voiam să vă zic foarte important, la bază punem parmezan pentru că în cazul în care este vreo găurică în aluatul nostru, parmezanul o să se topească în cuptor și o să sigileze baza. Iar eu l-am pe redișor! Am gustat, bineînțeles, din ce mai aveam pe aici. Asamblăm chișul nostru. Acum mai adaug și ceapa caramelizată deasupra. Doamne, și deja arată totul foarte, foarte bine. Așa. Mai turnăm sosul și lăsăm la cuptor pentru 50-55 de minute la 180 de grade. Mă asigur că a ajuns peste tot. Dragilor, chișul nostru cu somon și brocoli este gata, deci am ajuns și la finalul rețetei de astăzi. Sper din suflet să vă placă și dacă vă place, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube și să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ceea ce postez, pentru că mai urmează multe rețete delicioase aici și, bineînțeles, împărtășiți rețeta cu prietenii cu care v-ar plăcea să o savurați de sărbători. Noi ne vedem data viitoare! V-am pupat! Este foarte important, dacă am avut un an rodnic, să ne amintim să împărțim puțin din succesul nostru și către cei care au fost poate mai puțin norocoși în acest an sau pentru care poate viața nu a fost la fel de primitoare cum a fost cu noi. În această dimineață vrem să vă prezentăm o inițiativă superbă. Se numește Împreună Reușim. Florin Burescu, prietenul nostru drag și designer vestimentar, alături de Doina Guven, antreprenor, au pus la cale un plan foarte bine stabilit pentru a le face o bucurie și celor mai puțin norocoși. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum a pornit acest proiect pentru voi și ce presupune el mai exact? O lasă pe Doina pentru că ea a inițiat acest proiect și m-a cooptat. Proiectul a început de mult, de fapt. Eu împreună cu Florin am început să avem grijă de copii și de oameni în vârstă. Acum, cred că 4 ani. Anul acesta însă ne-am hotărât să și ieșim puțin, să stimulăm oamenii. Tocmai din acest motiv se cheamă Împreună Reușim, în ideea cu cât apărem mai des, cu atât poate mai mulți oameni vin alături de noi să ajutăm copiii. Cu siguranță, cred că vi s-au alăturat foarte mulți oameni în inițiativa asta, nu-i așa? Să știi că, deși foarte mulți sunt reticenți la început, își dau seama că ulterior pot face acest lucru. Știm cu toții și pe această cale facem și apel către oamenii de business, oamenii care au tot felul de firme și știm cu toții că la un moment dat, spre finalul anului, că tocmai de aceea o să ajungem imediat în discuție de ce se fac aceste acte de caritate foarte mult în luna decembrie. Pentru că e încheiere de an, pentru că firmele trebuie să trage linie. Tragă linie și să vadă ce pot, cum ne pot ajuta. Și pe această ocazie facem și anunțul către cei care ne pot ajuta să ne contacteze. E foarte ușor, Doina Guven pe Facebook, Florin Burescu la fel, Facebook, Instagram.
Și deși au fost un pic reticenți, să știi că am întâlnit oameni care au deschis brațele și au venit în ajutorul nostru. Și aici vorbim de oameni cu asociații, vorbim de Ordinul Teuton, cei care ne-au ajutat și ne-au pus la dispoziție foarte, adică cam toate produsele pe care noi le-am făcut în cele două campanii, pentru că suntem abia la început anul acesta. Și ne dorim să continuăm și vorbim aici de foarte multe cutii de lapte. N-aș vrea să dau numărul exact, să nu greșesc. Vorbim de zeci de kilograme de fructe, de jucării, dulciuri și tot ce este necesar pentru copii. Campania am început-o undeva în luna noiembrie. Cu toate că oamenii au zis numai de Crăciun faceți lucruri de genul acesta. Nu, nu facem numai de Crăciun. Dar Crăciunul este important pentru copii. Scuză-mă, te rog, continuă. Am început așa cum spuneam, nu pentru Crăciun, am început deja din luna noiembrie să facem aceste donații, dacă vrei să spunem așa, că e un termen pe care îl cunosc toți cei care ne urmăresc. Noi facem fapte bune și lucrul acesta nu implică din partea noastră decât muncă și implicare fizică, pentru că avem acești oameni ce ne ajută să facem rost de produse și aș vrea să ne spui tu, Doina, exact unde au ajuns la centrul, că tu o cunoști cel mai bine pe doamna director. Da, eu am fost bucuroasă pentru că am găsit la Direcția de Asistență Socială de la sectorul 4 niște fete care pur și simplu iubesc copiii și care s-au implicat odată cu noi cu mari emoții, cred că au fost vreo 200 de copii, nu? În jur de 200. Și am ajuns și la centrul Nicolae Robanescu, unde sunt copii cu grave probleme, grave. Am întâlnit niște oameni minunați și acolo, incredibil pentru mine. Deci se poate. Totul e să vrei. Am observat că un om sau o familie poate ajuta un copil chiar dacă îi cumpără o cutie de bomboane sau dacă îi cumpără o pungă de pufuleți. Ia duce un zâmbet. Și ca să revin la subiectul anterior, cineva ne-a reproșat că facem lucrurile astea numai de Crăciun. Nu. Dar de Crăciun un copil, dacă nu primește măcar o jucărie, o pungă de pufuleți, este dureros pentru el, pentru că trebuie să vină moșul, nu? Știi, e cumva pentru noi perioada asta de sărbători, o perioadă de relaxare, de liniște, de iubire pe care o petrecem cu familia și e foarte dureros când auzi din gura unui copil, dar la mine de ce nu a venit moșul, cu ce am greșit? Sunt mulți copii neiubiți, sunt mulți copii părăsiți, un zâmbet și un lucru mărunt, ceea ce pentru noi sau pentru copiii noștri în general n-ar conta, pentru ei este o minune. E foarte important să se simtă apreciat, să se simtă băgați în seamă. Deja viața n-a fost tocmai roză cu ei. Noi am promis că aceste campanii vor continua pe tot parcursul anului, atât de des cât putem și noi și suntem sprijiniți. Ne dorim din suflet să mediatizăm din simplu fapt că vrem să vină cât mai multă lume alături de noi. Este totul pe bază de voluntariat, toată lumea poate veni, ne pot ajuta. Uite, dacă vă uitați aici, o să vedeți că sunt foarte mulți oameni care au venit și s-au implicat cu tot ce au putut ei. Am întâlnit cele două doamne, doamna de la Robănescu și cea de la doamna director de la Asistența Socială, care ne povestesc viața fiecărui copil. Să știi 200 de suflete sau 300, să știi fiecare prin ce trece și ce necesități are. Spre exemplu, pentru Moș Nicolae ne-am consultat cu doamna de la Asistență Socială ce au ei nevoie. Pentru că, ok, o jucărie, un ceva dulce, știm cu toții că au nevoie. Dar pe lângă toate acestea, știam că au nevoie de lucruri de îngrijire personală. Pentru că sunt și copii peste 14 ani. Exact. De un deodorant, de aparat, în cazul băieților, tot felul de lucruri indispensabile fetelor și așa mai departe. Și ne-am dorit ca pe lângă acele dulciuri specifice sezonului să avem și aceste lucruri. Tocmai de aceea spuneam, e nevoie de orice ajutor, pentru că sunt foarte mulți oameni care și mai ales copii care cer lucrurile acestea. Cu siguranță sunt copii care mă gândesc că au nevoie, poate oricât de simplu și de ieftin ni s-ar părea nouă, celor care suntem ceva mai norocoși, poate au nevoie de un caiet, poate au nevoie de anumite instrumente pentru a putea merge la școală. Un aparat de ras. Un aparat de ras, foarte multe necesități.
pe care ei nu au cum să, de care nu au cum să beneficieze, din păcate, decât cu ajutorul nostru. Și cumva, cred că pentru ei, dacă ne raportăm la partea aceea de jucării, o portocală, o ciocolată, cred că, dincolo de partea materială, ce înseamnă propriu-zis acel obiect, cred că simbolul este cel care absolut le oferă lor sentimentul de căldură și de iubire. Sigur că da. Să știi că noi încercăm și să-i stimulăm. Am discutat cu ei, mă refer la cei mai mari, pentru a putea fi integrați în societate. Adică nu. Și asta e o problemă, într-adevăr. Da, nu ne-am dori, noi primim niște pachete, suntem copii amărâți, nu facem nimic în viață. Nu, ei trebuie integrați. Adică eu le-am propus o colaborare, în ghilimele, în afacerea pe care o conduc, tot să-i stimulez să vină și ei, ca să vadă, să fie, că până la urmă ei sunt totuși viitorul de mâine, pentru că nu sunt copii bolnavi, nu vorbim de Nicolae Robanescu, vorbim de cei de la care sunt sub asistență socială. Ei sunt copii normali, sunt sănătoși, sunt doar, n-au avut noroc de niște părinți buni, atâta tot. Și trebuie stimulați. Și aș dori să mai tragem un semnal și către cei de acasă, că poate ne urmăresc în dimineața asta telespectatorii, care poate spun și noi suntem cam pe dungă cu cheltuielile pentru sărbătorile astea, poate nu ne permitem să ajutăm, însă dacă acești oameni au timp de oferit, cred că și voluntariatul este... să vă ofere timpul exact, lor, dacă nu exact, banii. Exact. E, hai să-ți mai spun un lucru pe care l-am depistat. Da, sunt situații, sunt oameni care spun, bă, aici noi suntem la limită, nu avem. E imposibil ca tu să nu ai o cunoștință care să-și permită lucrul exact. Asta. Îi spui, băi, uite, când te duci să-ți cumperi tu un cozonac, mai cumpără unul în plus, că... Uite, sunt 20 de lei la sume, exact. Nu, asta vreau să spun, da, vorbim nu, de sume de bani. Și nu, uite cum ați observat, n-am venit cu conturi să se doneze, nu am venit cu campanii de strângere de fonduri, habar, nu avem de așa ceva, nu ne interesează, exact. Nu vrem. Sunt lucruri strict necesare pentru acești copii, că la urma urmei și chiar dacă au 14-15 ani, tot copii sunt oarecum și au nevoie de ajutorul nostru. Noi am pus nominal, fiecare copil a primit punguța lui, să se bucure de ce este în interior. De asta spun, prețurile nu sunt atât de mari. Până la urmă, 20 de lei sau să cumpere cineva ceva, 10 lei, este imposibil să nu existe în orice familie. Aproape în orice familie. Inițiativa voastră este de aplaudat cu siguranță și mă bucur din suflet că am putut să fim ca o portavoce pentru voi în dimineața asta. Vă urez foarte mult succes și din nou îi îndemnăm și pe toți cei care ne urmăresc să vi se alăture, ori financiar, ori cu obiecte, ori cu timpul lor. Cu siguranță cu toții putem să oferim din puținul sau multul pe care îl avem, măcar în această perioadă și către cei care nu au avut atâta noroc, să spunem, cât am avut noi. Exact. Vă mulțumim foarte mult. Să ne-ați invitat și să se uite lumea la noi. Și dragi... să te sărbători cu bine, e cel mai important. Dragilor, în această notă de optimism și cu aceste gânduri frumoase, încheiem matinalul de astăzi, însă de mâine începem împreună o nouă săptămână și alături de Georgia, care se întoarce și ea din vacanță, și vom oferi împreună, ca de fiecare dată, cea mai bună energie de la ora 10. La revedere!